A început Congresul Internațional de Teologie cu tema Educația religioasă a tinerilor în contextul secularizării actuale. Sesiunea festivă de deschidere a lucrărilor a avut loc în această seară la Palatul Patriarhiei. Acest eveniment academic reunește reprezentanții instituțiilor de stat, ierarhi, preoți, specialiști în științele educației din România și responsabili cu educația religioasă a tinerilor din bisericile ortodoxe surori. Congresul se desfășoară în continuarea întâlnirii tinerilor ortodoxi din toată lumea pentru a oferi invitaților posibilitatea de a cunoaște și de a analiza concluziile la care au ajuns tinerii reuniți la București. În cadrul sesiunii festive, preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit prelegerea intitulată Educația religioasă, formarea tinerilor pentru viață. Congresul constituie un prilej pentru împărtășirea experienței participanților în ceea ce privește educația religioasă a tinerilor în context internațional, cunoașterea proiectelor educaționale desfășurate în cadrul Bisericilor Ortodoxe Surori, identificarea provocărilor actuale și a perspectivelor educaționale pentru găsirea unor soluții în vederea îmbunătățirii mijloacelor de informare și de formare a tinerilor pentru o educație integratoare sau integrative. Conștientizarea importanței și a necesității unei misiuni specifice a Bisericii Ortodoxe pentru formarea duhovnicească a tinerii generații. Dezvoltarea unor proiecte educaționale comune la nivel național și internațional, valorificarea cooperării dintre familie, biserică și școală pentru educația religioasă a tinerilor. În contextul secularizării actuale, când valorile tradiționale sunt depreciate, iar educația este supusă unor schimbări de paradigmă, tinerii au nevoie de sprijinul familiei, bisericii și al școlii, întrucât doar printr-o orientare adecvată și prin promovarea modelelor autentice vor putea să discearnă între provocările actuale și perspectivele de viitor. În domeniul educației, Biserica Ortodoxă Română a avut un rol semnificativ de-a lungul istoriei poporului român, contribuind la organizarea și îmbogățirea educației și a culturii naționale. Școala românească a luat ființă în timp de bisericii și a continuat să existe și să se dezvolte în strânsă legătură cu biserica. În cadrul sesiunii festive au rostit alocuțiuni profesorul Mircea Dumitru, ministrul Educației și Cercetării Științifice, academicianul Ionel Valentin Vlad, președintele Academiei Române, Victor Opaschi, secretarul de stat pentru culte și profesorul Romiță Iucu, rector interimar al Universității București. Sesiunea s-a încheiat cu prezentarea documentului final al întâlnirii tinerilor ortodoxi din toată lumea de către părintele consilier Florin Marica, de la sectorul teologic-educațional al Patriarhiei Române. Vă așteptăm cu detalii pe larg despre prelegerile invitaților din această seară în ediția următoare a jurnalului.